Numi: Lesco. Tratan. Prenumi: Ana. Pavel. Locul și data nașterii: Chișinău, 1979, 10 ianuarie. 1970, 11 noiembrie, satul Nișcani, raionul Călăraș, Republica Moldova. Căsătoriți? Copii? Necăsătorită. Niet copii. Căsătorit, 2 copii, oficial cel puțin. Unde și când ați debutat? La Mamaia, în 2000, cu melodia Cu tine eu. În 2004, la Cârcotaș. Care este cea mai tare piesa voastră? Primul hit al meu a fost în 2002, realizat de Marius Moga, Ard în flăcări. Eu beau. Ia frie donați. Ard în flăcări, poate nu știi, focul arde, nu-l pot opri. Iar când te simt aproape, totul arde. Eu beau puțin, puțin, cât e puțin. Alegeți între Lev Tolstoi sau Ion Creangă. E dificil. Ion Creangă. Lev Tolstoi. Ala Pugaciova sau Tatu? Tatu, câți două. Ala Pugaciova. Carla's Dream sau Ina? Ina. Pavel sau Ana? Pavel. Ana. Cine v-a descoperit? M-a descoperit. Tata m-a descoperit. Hoidu. Acasă, cântând. Când am deschis radio, vorbea Șerban Hoidu în direct cu Găinuș și spunea cum să-l aducem la Chișinău. Și Găinuș a spus, păi pe linia de tren îi punem câte o vodcă până aici anul la Kiss FM și să vezi cum vine. Dar unde ați petrecut ultima vacanță? Păi ultima mea vacanță a fost în Zanzibar. În America. Foarte frumos a fost. Faci și piața? Fac. Da. Dar recunosc că nu prea grezi cuvântul acesta. Și foarte des. Unde vă simțiți acasă? În România mă simt ca acasă, dar dorul de casă e atât de mare și câteodată sfâșie așa hainele de pe mine și mă duc spre Chișinău. Dar nu mă duc în chelea goală. Acasă mă simt unde sunt cu familia. Da, vă plac poalele în brâu? Da, pun poalele în brâu când mă mai supără cineva. Dar știu că în România poale în brâu sunt niște gogoșele delicioase. Ai, asta îmi pare că e, pe înțelesul românilor, e ceva de mâncare. Când ați venit pentru prima oară în București? La aproape 18 ani. Fui, ce mică am fost. 93. Mi-am cumpărat o mașină din Arad. Ce înseamnă hăpăleț? Cred că înseamnă un copilaș mic căruia îi place să mănânce toată ziua și să mai facă prostioare, cred. Nu știu, sigur. Hăpăleț e un copil mic care mănâncă orice, se joacă, face prostioare. Întrebare pentru Pavel. Și băuturi spiritoase îți plac ție cel mai mult? Mie îmi plac din toate băuturile spiritoase numai cele care încep cu litera Ș. Și gin, și vodcă, și lichior, și bere, și coniac, și restul. Întrebare pentru Ana. Anișoara, ia spune tu mie, care acum toamna e cel mai bun business la noi, la moldoveni? Moldoveanu crește struguri, face gin din struguri, ginul vinde, banii bea. Cu ce echipă de fotbal țineți? Eu și cu tată ținem cu Zimbru Chișinău. Eu țin cu echipa cea care prima bate gol. Și radio ascultați? În primul rând ascult Kiss FM. Kiss FM? Pentru că este un radio foarte funny și pentru că mă difuzează. Ia spune și voi ceva în dulcile grai moldovinesc. Păi uitați-vă la Cronica Cărcotașilor, miercuri la 20:30 și o să fie ghinio, o să vă plac. Și să mai spun, sunteți super. Cultură generală. La și data a fost unirea așa mare. Ana, spune tu că eu eram mitel atunci. E că asta am învățat aici în România, că nu știu dacă v-am zis că am făcut facultate de drept. 1918. Răspuns corect, 1 decembrie 1918. Care a fost ultimul an de domnie al lui Ștefan cel Mare? Ultimul an. Aici m-ați prins, nu știu, cred că am lipsit la lecție. Răspuns corect, 1504. Salutări pentru Bebelușă. Bebelușilor, vă pup. Îmi place foarte mult de voi, îmi place cum dansați, sunteți foarte simpatice, haioase și mă bine dispuneți de fiecare dată când mă uit. Salut, bebelușele. Și salutări pentru Cârcotași. Și salutări de asemenea Cârcotașilor, sunteți senzație. Am zis odată că sunteți cei mai buni.